Am fost presat în aceste săptămâni, dar mai ales în ultimele zile, din toate zonele. Cred că în Ministerul de Interne a început disperarea la nivelul tuturor inspectoratelor, pentru că aduc aminte, a făcut acea solicitare de investigare a tuturor polițiștilor și inspectorilor șef care au avut în competență investigarea cauzelor de dispariție. Cred că a început o disperare foarte mare în sistem și de la procurori care au încercat să colporteze cum să facă dosar și, din păcate, încă nu am acces la acele probe, dar sper să am la un moment dat acces la acele probe, la acele discuții pe care le-au avut aceștia, sau cum să facă în așa fel încât să nu mai pot să mai ies public sau să nu mai pot să mai lupt prin niciun mijloc legal pentru aflarea adevărului, până la oameni din Ministerul de Interne și din alte structuri ale statului care au folosit toate pârghiile lor directe și indirecte de a mă presa să nu mai ies public și să nu mai critic sau să nu mai explic sau să nu mai aduc probe noi și să eventual să aștept așa ca o găină la tăiat, să aștept doar ceea ce mi se servește la finalul anchetei. În același timp au fost și aceste două cazuri care au fost publice, deci nu este ceva ascuns. Cei doi reprezentanți a celor mai importante partide politice din România, sau mă rog, a celor mai mari, nu știu dacă cele mai importante, cele mai mari, adică PSD și PNL, care au afirmat cât se poate declar la un alt post de televiziune faptul că ei solicită, mă rog, unul dintre ei solicită imperativ, vita imperativ, nu știu cui, lui Dumnezeu, cred, abar n-am cui, să nu mai fiu lăsat să vorbesc eu și să nu mai am platformă de a povesti, de a explica, de a... Iar celălalt la PNL, la fel, susține același lucru, că numai autoritățile trebuie să comunice, iar noi ca părți în această tragedie să nu mai comunicăm. Practic un consens așa ciudat pe care eu l-am văzut la oameni care nu sunt chiar, n-au o poziție, cum să vă spun, de simpli membri în acele partide. Am verificat cu președinții partidelor, înțeleg că nu reprezintă punctul nostru de vedere al partidului, dar vă dați seama că totuși este o formă de presiune uriașă când un senator și un președinte de organizație municipală București vorbește despre interdicția, interzicerea de a mai vorbi. Președintele publica. De organizație municipală, domnule Cumpănașu, este de la PNL sau de la PSD? De la PNL, de la PNL, da. Bun. Și un senatorul de la PSD. A fost și ministru înainte. Cine este senatorul? Domnul Paul Stănescu? Nu. A fost de emisiune publică, nu. A fost domnul Romașcan, de la PSD, și doamna, nu știu cum o cheamă, de la PNL, dar sunt sigur că înaintea ta nume, nu știu care este numele acum, după căsătorie. Dar este nou, este doar a fost pusă președinte la Violeta PNL Alexandru? București. Cred că da, cred că dânsa era în studio. Foarte interesant. Și pe mine m-a uluit acest lucru. Dom'le, nu comentăm, nu trebuie să comentăm, trebuie să așteptăm doar instituțiile. Cred că instituțiile își fac treaba. Eu nu m-ați auzit zilele acestea aruncând cu domnule Cumpănașu, vreau să înțeleg ceva. Aceste presiuni sunt amicale de genul. Vine un cunoscut și vă spune că nu e bine să... Sau sunt presiuni de genul amenințelor cu moartea? Sunt din ambele, exceptând acest aspect public, deci aceste declarații publice al celor doi care au fost extrem de ciudate pentru mine și foarte, foarte dure, ceea ce spuneți dumneavoastră sunt, să zicem, nepublice. Am avut amenințări cu moartea efectivă la adresa mea și a familiei mele, de pe telefoane necunoscute și prin mijloace de comunicare, iar în același timp am avut din acest sistem putred până în mătva oaselor, și nu mă refer la toți angajații Ministerului Internei sau la toți procurorii, vreau să se înțeleagă și asta, dar sunt destui, mesaje din acestea indirecte. Nu cred că a fost șef de instituție din țara asta sau mai jos care să nu fi explicat cât de bine ar fi să am mai multă grijă de sănătatea mea, dar într-un mod foarte, foarte soft, așa, adică de preocupare față de starea mea de sănătate, că acest lucru îmi poate agrava, mai bine mai iau o pauză, adică niște lucruri care pe mine m-au deranjat foarte tare, pentru că nu i-am auzit niciodată întrebându-mă de sănătate în 38 de ani cât am până acum. Deci, recomandările astea, domnule Cumpănașu, veneau din zona Ministerului de Interne sau de unde? Din toate zonele, nu din vreau să dau nume. Din toate zonele. Din toate instituțiile de statului român care se ocupă cu cercetarea acestor fapte.